În perioada 18-27 octombrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat campania națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor de muncă, a timpului de muncă și de odihnă, al conducătorilor auto, a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, transportul rutiere de mărfuri și transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. În cadrul acestor acțiuni de control s verifica cu precădere dacă angajatorii folosesc munca nedeclarată, dar și modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la munca prestată de conducători auto în baza contractului individual de muncă, organizarea timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor cu perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă, acordarea concediului de odihnă, repausul săptămânal și sărbătorile legale, munca suplimentară, munca de noapte întocmirea tocmirea evidenței orelor de muncă prestate de fiecare conducător auto, regulamentul intern CCM la nivel de unitate, acordarea drepturilor salariale, și a venitului asimilat salariatului, a indemnizației primite de conducătorii auto pe perioada delegării sau detașării în altă localitate în țară sau străinătate, precum și plata acestora pentru munca prestată. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au efectuat 19 controle verificând un număr de 20 de conducători auto, constatându-se 29 de deficiențe pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale. Totodată s-a aplicat un număr de 3 sancțiuni contravenționale din care două avertismente și o amendă în cuantum de 20.000 de lei.